FC Botoșan a eliminat din Cupa României pe FCM Dorohoi. Trupa lui Costel Orac s-a impus cu scorul de 4-3 într-o partidă care s-a disputat ieri după amiază pe stadionul din Dorohoi. Dorohoienii au început mai bine partida și în minutul 19 conduceau deja cu scorul de 2-0. În minutul 17, Vrabia a deschis scorul din lovitură liberă de pe partea stângă. 2 minute mai târziu, dorohoienii au majorat scorul tot dintr-o lovitură liberă. De această dată a marcat Ștefan Nicolae. FC Botoșan a redus din diferență în minutul 30 prin Ciprian Dinu. Capitanul echipei FC Botoșan a șutat din afara careului, iar golkeeperul dorohoian Andrei Rohețchi a scăpat mingea în poartă. 1 minut mai târziu, FC Botoșan a reușit egalarea. Bela a centrat de pe partea dreaptă, iar Păcurar a marcat din interiorul careului. FC Botoșan a preluat conducerea în minutul 37 după ce Gabriel Vașvari a transformat o lovitură de la 11 metri. FC Botoșan și-a mărit avantajul în minutul 72 când africanul Bela a marcat din interiorul careului. În prelungirile partidei, FCM Dorohoi a redus din diferență prin Edi Sandu, care a profitat de o gafă a lui Vasile Curileac. În urma acestei victorii, FC Botoșan s-a calificat în faza următoare a Cupei României la fotbal. Conducătorii echipei FC Botoșan s-au arătat mulțumiți la finalul partidei de la Dorohoi și asta chiar dacă evoluția echipei nu a fost tocmai pe măsura așteptărilor. Valeri Ftime, principalul finanțator al FC Botoșan, consideră că s-a văzut diferența de valoare între lotul roșu al Balbaștilor și cel al Dorohoiului. N-am avut nicio emoție, dar m-aș fi bucurat să fie 3-0 pentru ei și să-i văd că luptă până în momentul 90 ca să câștigăm. N-am avut nicio emoție când îi bate, la modul sincer. Dar cum au început, meritau să ia niște goluri, pentru că nici goluri nu au fost, au fost goluri de portar sau goluri de vântul. Dar în orice caz, îmi place că s-au remontat la 2-0, putea să fie 3-0. În schimb, am văzut astăzi, am o surpriză mare. De asemenea, Cornel Schweitzer, președintele clubului FC Botoșan, declară că a remarcat gafele comise de cei doi portari. Eu știam că vom avea un meci greu, pentru că în cupă tot timpul echipele mi se mobilizează și important e pentru noi că am avut un joc oficial și eu știu că am experiența asta de ani de zile când am dobărât și eu la timpul meu echipe mai mari. Echipe de Liga 3, chiar echipe de D, care am adus chiar, țin minte, Vorona, am adus Foresta, fosta divizionară. Știam va fi un meci greu și încă am sferit la joc, la construcții, primele 25 minute până la golul lui Dinu, norocos. Portarii au fost de generic astăzi. Mijlocașul echipei FC Botoșan, Dinu Todoran, consideră că jocul echipei nu a fost unul extraordinar, dar că mai importantă este calificarea. Ținând cont că echipa Dorohoi e echipă bună, se vede că au fost jucători de Liga 2, au jucat cu ambiție, au jucat acasă, dar pentru noi importantă a fost calificarea, indiferent cum o reușeam. Ce s-a întâmplat? 2-0? Da, am început meciul, am avut 2-0. Eu zic că ne-a trezit puțin. Am avut și noroc. Dacă fac 3-0 acolo, eu zic că e foarte greu să mai revenim, dar e bine că am revenit și e pentru noi foarte bine. Avem un moral bun acum. Nici măcar tehnicianul Costel Orac nu este mulțumit de jocul echipei și chiar l-a reproșat elevilor săi că au primit 2 goluri din 2 faze fixe. Puțin nemulțumit de modul cum am început jocul și de faptul că am primit 2 goluri mult prea ușor și din faze fixe, dar sunt lucruri care să corectează. Ceea ce m-a nemulțumit puțin a fost faptul că nu am intrat în joc de la început, în primul minut, în sensul mă refer la concentrare și la determinare. Jucătorii de la FCM Dorohoi vor încasa câte o primă în valoare de 500 de euro, chiar dacă au fost eliminați din Cupa României de FC Botoșani. Oficialii clubului FCM Dorohoi s-au arătat mulțumiți de evoluția echipei antrenată de Vespasian Colban și mai ales de determinarea de care au dat dovadă jucătorii în teren. Pentru aceasta, Porfireanu & Company vor încasa câte o primă de 500 de euro. Dacă ar fi reușit să elimine FC Botoșan din Cupa României, jucătorii de la FCM Dorohoi ar fi avut asigurată câte o primă de 1000 de euro.